comentat de fii care mai înainte am comentat de fii trei paraștiri, patru fost paraștiri. Au fost cetățeni români, ofițeri. Și au fost în armata română, din armata română, în timpul, în parcursul războiului, au fugit din armata română, au fugit la armata rusă. Și rușii, așa am informații, am avut acolo cum eram la postul de jandar. Rușii i-au trimis la o școală de spionaj în Anglia. Anglia i-au trimis să arunce în aer. În aer băilul Lănești. Că vinese acolo Mihai și cu Antonescu pentru odihnă. Pe două săptămâni, pe 14 zile. Și, cum am spus mai înainte, că șezând pe coridorul postului de jandar, a apărut ofițerul ăsta care fără pahoane, fără grade. Și-a cerut telefonul și-a sunat la acela care era cu dânsul. În timpul ăsta a venit șeful de post. Și l-am închis pe. În timp, după asta, timp, a venit un sergent major s-a predat și a zis că el a dat declarație cum e cine el, taman în legătură cu Oscar, a venit și a sunat la telefon, la vila lui Antonescu. Și a dat declarație acolo că el e așa și așa, după cum am spus și de asta. În timp vine o femeie la noi, la post de jandar, și ne spune că face o declarație că este un capitan în parcul băilor, caută o mașină la Râmnicu Vâlcea, caută un transport, o mașină. Șeful de post m-a trimis pe mine și pe sergentul major, m-am dus și l-am arestat. Ne-am dus în parcul băilor și l-am găsit, s-a recomandat că e din Băsărăbean, și capitan deja grade avea de capitan, era îmbrăcat în uniformă ofițerească. L-am adus la post. Dar am avut trei indivizi. Un capitan, un sublocotenent și sergent cel major. Sergent cel major dă o declarație. Noi când am venit din Anglia și ne-am dat jos, parașutele din avion, când te dai jos, dai 5 metri unul la altul. Dar când cad pe pământ, parașuta cad la 3 până la 5 km față unul de altul. Așa, ei au avut program, așa, declarații, după cum eu am participat la declarațiile lor, la unii. Și da, declarații cum că au avut în program că se arunce aer băilul Lănești. Și dovadă era de asta. El a dat o declarație că când nu s-a unit cu toate prin oricare semn, trebuie să adune ca să acționeze în programul care l-au avut. Ei s-au unit, sergentul major și cu locotenentul ăla. Amul o continent și alăși cu sergent major tot s-o stărui să întâlnească aici ca să execute ordinul, program, după cum a fost instruit de acolo, din Anglia. Nu, aici doi, cum spun cu unul a venit și cerut la telefon, a vorbit, capitanul ăla m-a arestat din parcul. Era de bandare între dânsi. Am un sergent major cu locotenentul cealaltă, dar locotenentul era capul lor de comandă. Trebuie să asculte după comanda locotenentului. Și locotenentul vorbește cu sergentul major. Vezi, mă, voi de pe loc sunteți contra. Unde să știu? Trebuia să vie. Au avut o zi, două, cât au avut de la lăsarea cu parașutele. Și între timp, ei acolo la un pârâu să bie apă, o băut sergentul major,
S-a plecat să bie și locotenent. Când s-a plecat să bie și locotenent, sergentul major l-a împușcat în cap. Care-i dovada? Dovada l-a adus. Când a venit s-a predat de-a mea, sergentul major, a dat declarație, noi am avut în program să distrugem, să aruncăm în aer băile olenești. Și n-a făcut, că, și având sămță de român, n-am vrut să facem așa tragedie, dar am acționat în altfel. Și l-am împușcat că el, dacă nu l-am împușcat, eu abia să m-am pus el pe mine. Și s-a dus. A venit o companie de jandarmi de la Craiova și până și generalul armeții jandarmerie din România, Vasiliu. Au venit acolo în băi la postul jandar, era plină o gradă de soldați. Și au venit să facă raze, nu se prea credea chiar în spusele. Credeau că mai sunt, poate, pe noi. S-a dus și-o, cu sergentul major și-o adus. O adus toată muniția și ea, dinamite, care le aruncă în aer orice clădire, cât de mare ar. Și pe și-a la mort, locotenentul mort. Îmbrăcat, ofițerești și bote bune. Și l-au adus, l-am pus acolo, aveam un sarai la postul de jandarm, unde, și l-am pus acolo mort, așa, o zi, două zile, nu mai țin mintea numai câte zile, bă, două zile și-o luat și l-a dus, l-a îngropat. Și apoi l-a și eu luat compania și ei de jandarm și tăți aici, trei de mă, capitanul, și cu căptanul, când mă duceam și duceam mâncare lui acolo, cu șas, o săptămână așa la podul, pentru cercetări. Jandarmii de la Craiova au venit cu, de la inspectorat, au venit cu mașini, cu hrană, cu postat acolo. Și după asta și mă duceam și grăiem. Mai cu seamă că i-a spus că a aflat el, că i-am spus că îi duceam mâncare, îl scoteam, îl duceam la o bornă. I-am dus o pătră să îmbălesc, că era rău, era în septembrie, era de-am, era rău și în cameră și când nienii au găsit prisina șefă de post, niște ofițeri de cei care de la jandarmerie, că de ce am făcut lucrul ăsta? Nu cumva să în legătură cu capitanul ceva? Măcar am găsit prisina, că nu trebuie să-i duc din bălit. De-o fiind că a spus că e deși, o zis că e fric, și-a dus o pătră. Încă cum? Pătră și-a luat-o de la altul și-a dus-o lui. Și acela s-a jurat când a fost chemat iar la cercetări și încă se neprișină. Și eu să nu s-o mântui cercetări și-o luat. Și apoi am avut informații că tare a fost onorat. Războiul, după cum se știe, a fost pornit românii cu germanii contra rușilor. Anglia cu America, cu bombardamentele lor, o slăbit-o pe germanii. N-a mai putut rezista să meargă cu războiul la terminarea ocupării Rusiei. S-a slăgit-o și a putea să retragem. A fost bombardat și fabricile, orașele în Germania, în România. Și în timpul ăsta s-a întors. De-am ajuns frontul, am mers înapoi. Românii, când au văzut așa ceva, au hotărât sfatul țării acolo, au hotărât că cum și să facem, că am simt ocupat de ruși. Frontul de-am legat, hai să unească de-amă cu rușii, împotriva nemților. Și atunci Mihai a plecat în Anglia și a luat comanda
Iulie Maniu, el din Transilvania, el a luat comanda armatei române, pretendent că avea o moșie de 600 de hectare sau nu, de către Transilvania, acolo undeva. Și-a luat comanda împreună cu roșii de amă, împotriva rușilor, împotriva germanilor. Dar lucrul ăsta cum vine? La mine, ori la și minte cât de proastă. Cum vine asta? Îl iei pe unul în ajutor să ajute ca să dezrobești o parte a țării care a fost răpită de un popor. Un popor ca rușii. A fost ocupat de ruși în 40, în anul 1940. Și au intervenit românii ca să scoată Basarabia de sub jugul rusesc. În timpul și le dispunând de o putere mai mare ca orice țară, Germania, au intervenit la germani și le dea ajutor să scoată Basarabia de sub ruși. Și așa o și făd, dar era aproape gata. Armetele române și germanii erau aproape sub Moscova, sub Leningrad. La un timp s-a slăgit germanii de-a mod, intervenit Anglia. A fost o înțelegere între Stalin și Molotov și cu Churchill la Anglia, la Teheran, în Iran. Și de ajutor rușilor ca să... că-i ataca. Românii cu germanii atacă, de-a mea era gata. Și a început că Anglia acționa cu America, cu aviația mai întâi. Și a început a bombarda România și Germania și a slăgit. Și a început a se retrage. S-a întors. Românii, văzând lucrul ăsta, că de-a mă s-a luat, s-a unit. S-a întors contra nemților și s-a unit cu ruși. Apoi aici e și întrebarea, vedeți cum e lucrul ăsta? Să le iei în ajutor ca să te salveze la ceva, dar pe urmă să te întorci împotriva lui să-l împuști. Apoi cum vine asta? Ești om întreg la minte. Nu există așa ceva. E supra omenirii. Așa ceva noi. Dar s-au petrecut lucrurile, s-au petrecut și au dovedit ruși. Au dovedit și era gata să duc să ocupe tot Occidentul. Și s-au oprit. Germania s-au predat, au recapitulat și au împărțit-o în trei părți, că se știe că au fost trei țări care au participat la distrugerea Germaniei. Așa să. Anglia, America și Rusia. Și înțelegerea asta care au avut-o ei, au împărțit Berlinul și Germania în trei părți. Și-au cicat o parte, a treia parte, rușilor. Am avut țările și ele desfințate, Anglia și cu America, l-au dovedit pe germani, i-au biruit, s-au predat și i-au lipădat și s-au cătat de treabă la în țările lor. Dar domnii ruși, sălbătășionile nații azi de ruși sălbatici, și au făcut? Nu s-au dus să retragă înapoi în țara lor. Au luat și-au clădit o zid. Care i-a dat denumirea zidul rușenii din Ierusalim. Un părțit că se, un zid de 5 metri din an. Așa el au făcut lucrurile. L-au biruit pe neam, s-au cățat de treabă, dar aici nu. Și au făcut după asta. Nu a stat. S-a întors, s-a retras și în țările astea ocupate de dărși române, au instaurat comunism. După programul lor, sălbatic.
Și o ajung și o trecut în România, omul lipsit-o de boala asta comunistă. O trecut în Basarabia și o făcut în Basarabia. Vreau să spun lucrurile astea și rezultate, adevărul războiului ăsta care a fost la mine, războiul mondial al doilea. O trecut în Basarabia și o făcut, o luat și o deportat aproape la 10.000 de nevinovat. I-o deportat, i-o dus în fondul Rusiei. După asta au devenit foame. O adus foame, o strâns pâinea de pe nărod, tătul zis că postauc, hleb postauc, trebuie dat la stat. N-avea că a fost anul sesetos, că nu s-a prefăcut pârea. Loșul nu mai așteptat. S-a format bând, brigăți prin sate și o strâns, o băturat podurile de pe la oameni. Și cu săștea și cu o diminuță foame de-a murit în 47, anul 1947, au murit multe lume de foame. Nu a stat mai departe, nu a stat locul, a mers mai departe. Ce-a făcut aia? Hai să transforme oamenii în dobitoși. Să facă grămadă din oameni. Și-a reușit. Dacă nu, ca să reușească, era greu de făcut ca să iei omul tot averea și pământul și zitele și să le dai la grămadă. Era greu de luat și-a făcut, o deportat, o băgat o frică. Credeam, eu singur chiar care declară asta, m-am dus și am dat de bună voie pământul și ca să intre la grămadă, ca să mă fac animal. Numai animale se dau la... Că și este o istorie, dar nu istorie, dar chiar a fost adevărat, când s-a format, când a devenit Stalin ăsta la putere, el l-a omorât pe Lenin. Spun că Lenin așa nu e adevărat, el l-a omorât pe Lenin și a pus mâna el pe... Și omul spune la putere, le-au ajuns la putere, hai să transforme, cum spun astea, să transforme lumea în dobitoace. În turme. Și din parlamentul rusesc acolo care era cu dânsul, cu Stalin, zice, cum mai faci lucrul ăsta? Lucrul ăsta e greu de făcut ca să iei omului averea, să iei zița care lucra, cai, boi și era, ca să faci așa ceva. E greu, ziceam, să facem. Zice, ia că hai, John. Chiar hai să face un exemplu, o experiență cu niște păsări. Hai să niște șoară, o prind niște șoară, vă zice șoară și le-o pus într-o cușcă. Și cu șoarele cele grămadă, au început să acrâi, să schimb una pe alta și să... Era o nevoie și îi spune, din parlamentar, din ministru, îi spune lui Stan, zice, vezi, așa n-ai să faci nimica. Așa și oameni, or să... Ei, zice, noi i-am stat, să vedeți ca să facem. Zice, i-am zmulțiețele aricile. Și le-o zmulț aricile. Le-o zmulț pienele de la arici. S-o durere, îi zmulț pana de la arici. Ușilite într-o unghiere în cușcă și alta. Vedeți, ea că așa, le-o zmulț pienele oamenilor. Dar care-i penele oamenilor? Averea, pământul, la unea chiar și casele le-au luat, le-au transformat în scladuri, că n-avea scladuri unde să pui pâine. Le-am era și-o smult penele la oameni, ca la șoarele și ele, s-o făcut. Gremier și red. Amu, ca să creadă cineva că eu spun așa, eram de 16 ani. În 38, mama mea, măica mea, era din Slobozia Cremenea. Aici, dar a fost din Slobozia și Ibeche, acolo era Slobozia Brâncăul, se cheamă, pe malul Nisului Taman.
Dacă măca era de acolo, avea surori, avea frate, le povestea, avea convorbire când se întâlnează. Ei se vedea și în rău, se dincolo puștinează. Doamne ferește, zice, lumea...